Întrebare întrebătoare pentru preotul dumneavoastră ortodox. Este adevărat Noul Testament din Biblia ortodoxă, în care scrie că Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, după cum prorocul Iona din Vechiul Testament a stat în burta balenei 3 zile și 3 nopți, tot așa va sta Fiul omului în inima pământului tot 3 zile și 3 nopți? Spuneți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă este adevărat. Și întrebați-l pe preotul dumneavoastră dacă această scriere este adevărată din Sfânta Scriptură, și anume Sfânta Scriptură din Biblia Ortodoxă, doamnelor și domnilor, din Evanghelia Ortodoxă. Vă rog, doamnelor și domnilor, întrebați-l pe preot, pe preotul dumneavoastră, dacă Iisus Hristos într-adevăr a stat mort 3 zile și 3 nopți în inima pământului, apoi a înviat. Cum se face, doamnelor și domnilor, dacă este adevărat acest lucru? Cum se face că de vineri până duminică nu sunt 3 zile și 3 nopți? Dacă Iisus a murit la ora 3 după amiaza, până la ora 3 duminică după amiaza sunt numai 2 zile și 2 nopți. Asta ar însemna că luni ar fi 3 zile și 3 nopți. Doamnelor și domnilor, ce ne facem? Avem o problemă. Ori Domnul Iisus Hristos nu a înviat duminică, ori Domnul Iisus Hristos nu a murit vineri. Doamnelor și domnilor, vă rog să întrebați pe domnul preot, și dacă el nu are răspuns pentru dumneavoastră, poate va trebui să vă schimbați teologia. Și poate unele dintre sărbătorile pe care le țineți sunt false și nebiblice. Doamne ajută!